Achiziția unei mașini poate fi o adevărată provocare în contextul abundenței de opțiuni care domină industria auto. Astăzi, mașina trebuie să fie sigură, elegantă, accesibilă ca preț, confortabilă, dar și prietenoasă cu mediul înconjurător. În acest context, o alternativă atrăgătoare poate fi mașina electrică. Numai că și în jurul acesteia au apărut o serie de mituri care îi determină pe potențialii cumpărători fie să amâne, fie să renunțe la decizia cumpărării. Cosmin Mihăiescu este membrul unui club al posesorilor de mașini electrice. Înainte să-și cumpere autoturismul, el s-a documentat corespunzător ca să afle care sunt avantajele și dezavantajele unei astfel de mașini. Pentru că sunt o mulțime de mituri legate de mașinile electrice. Dumneavoastră spuneți că sunt mai ecologice decât celelalte mașini. Vă referiți și la bateriile lor după ce nu mai funcționează? Da, este un mit greșit acesta că mașinile electrice ar polua foarte mult în etapa de producție. Pentru că acum asta au scos. Dom'le, când se produc bateriile pentru mașinile electrice, se poluează foarte mult. Baterii se folosesc și la telefoanele mobile și totuși le folosim. Se folosesc practic în orice echipamente mobile din momentul de față. Poluarea de la producerea unei mașini electrice este oarecum comparabilă cu poluarea de la producerea unei mașini combustie internă. Numai că mașinile electrice, după ce sunt produse, poluează extrem de puțin și mai ales nu poluează aproape deloc în oraș, acolo unde respirăm cu toții. Prin urmare, m-ați întrebat de durata de viață a bateriei. Mașinile electrice au garanția bateriei de 8 ani. Dacă în acești 8 ani se întâmplă ceva, producătorul înlocuiește gratuit bateria. Nu se înlocuiește complet bateria veche, nu se aruncă pur și simplu. Bateria veche se repară. Bateriile mașinilor electrice sunt compuse din câteva mii. Spre exemplu, această mașină are 4800 de baterii micuțe, da? Puse una lângă alta. Dacă s-a defectat bateria, nu se aruncă toate 4000 ceva. Se scoate modulul stricat și se înlocuiește cu altul. Bateriile mașinilor electrice se reciclează în proporție de peste 95% în momentul de față. Deci sunt mituri acestea că bateriile poluează foarte mult după. Ce nu țin cont în acele comparații pe care le fac între mașinile combustie internă și mașinile electrice, privind poluarea, nu țin cont de faptul că nu, mașinile cu combustie internă nu poluează doar prin arderea combustibilului și emisia de noxe în atmosferă în oraș, poluează de la extracția petrolului, da? Transportul lui până la rafinărie, rafinarea petrolului este foarte poluantă, după ce s-a obținut combustibilul, transportul lui către benzinării de asemenea este poluant, da? Și implicit funcționarea benzinăriilor. Deci este un ciclu foarte lung de poluare al mașinilor cu combustie internă. Al doilea mit. Trebuie să fii bogat ca să-ți permiți să-ți cumperi o mașină electrică și să o întreții. Asta este cu adevărat hilar când aud că trebuie să fii bogat. O mașină electrică, Tesla, care este un brand foarte scump, să spunem, poate fi cumpărată cu 30.000 de euro. În acest moment, mașini de la competitori, că vorbim de Skoda, Audi, Volkswagen, Renault, Mercedes, ce vreți dumneavoastră, sub 30.000 de euro să-ți cumpere o mașină nouă, cred că este aproape imposibil. Deci nu sunt mai scumpe. Mai mult decât atât, mașinile electrice nu necesită mentenanță. Nu există schimb de ulei, nu există schimb de filtre, nu există revizie obligatorie la 15.000 de kilometri sau la un an, cum ne obligă dealerii de mașini cu combustie internă. Un alt mit este că România nu ar avea suficiente posibilități de alimentare a mașinilor electrice. Mitul numărul 3. Trebuie să fii o persoană foarte bine organizată ca să poți să te descurci cu o mașină electrică, ținând cont de numărul de stații de încărcare din România. Este adevărat că mașinile electrice ne disciplinează, dar ceea ce spuneți dumneavoastră că trebuie să fii foarte disciplinat nu este nici pe departe așa. Și vă spun de ce. 1. Numărul stațiilor de încărcare din România, care este o țară destul de jos, să spunem, în clasamentul țărilor ca număr de stații de încărcare. Deci în România sunt stații arhisuficiente de încărcare. Există o aplicație, este gratuită, nu este a vreunui brand, se cheamă PlugShare.
o poate descărca oricine și poate vedea acolo toate stațiile de încărcare. Sunt absolut suficiente. Unu la mână, doi la mână. Mașinile electrice se pot încărca la orice priză. Cum încărcăm telefonul peste noapte, mașina electrică la fel putem să o punem în aceeași priză și se va încărca. Astfel că oriunde în colțul ăsta de țară, dacă există energie electrică și în vârful muntelui, dacă există energie electrică, putem încărca mașina electrică. Mai mult decât atât, că spuneți că trebuie să fie organizat, nu mai treci niciodată pe la benzinărie. Mașina electrică se încarcă peste noapte sau în timpul zilei, atunci când noi suntem la birou. Când noi facem altceva, mașina electrică se încarcă. Nu trebuie să mai mergi la benzinărie. Deci este un câștig de timp, nu este nici de cum o pierdere de timp. Autonomia mașinilor electrice este suficientă în momentul de față. Mașina pe care o vedem în spatele nostru, eu am parcurs ieri cu ea de la Pitești, drumul Pitești-Suceava, 475 de kilometri, fără să necesite încărcare. Am plecat cu bateria dimineață, cu 97% baterie, mașina s-a încărcat peste noapte, am venit 475 de kilometri fără să fie nevoie să încarc, am ajuns la Suceava cu 4% baterie, mai puteam parcurge circa 20 de kilometri, și nu am încărcat deloc. Totuși, dacă ar fi să oprim la o stație de încărcare rapidă, în 15-20 de minute pun cantitate de energie în baterie suficientă pentru următorii 300 de kilometri. Deci o oprire de 15 minute din 300 în 300 de kilometri, dacă îmi permiteți, este absolut obligatorie din motive fiziologice ale omului. 3 ore de stat în mașină, 4, e nevoie să oprim, să ne luăm o apă, să mergem la toaletă și nu în ultimul rând, foarte important, să ne odihnim. Pentru că după 3-4 ore de condus, e bine să luăm o pauză. Deci nu există mitul că trebuie să fii foarte ordonat. Telefonul am învățat să-l încărcăm peste noapte? Am învățat. Putem învăța să încărcăm și mașinile. Un alt mit se referă la faptul că România nu are o infrastructură rutieră potrivită pentru mașinile electrice. În primul rând, mașinile electrice sunt foarte sigure. Prin amplasarea bateriei în zona de jos a mașinii, în podea, centrul de greutate al mașinii este foarte jos și foarte important, încărcarea este distribuită uniform către cele 4 roți. Astfel că este mult mai sigură mașina. 2. Este mult mai stabilă pe drum, iar faptul că sunt gropi în România nu este neapărat o problemă diferită la mașinile electrice față de cele cu combustie internă. Deci, sub nicio formă, eu am în ultimii 4 ani în jur de 300.000 de kilometri parcurși cu mașina electrică în România. Și cu excepția a 2 anvelope, lovite în gropi pe drumurile din România, nu am avut niciun fel de problemă. Cosmin Mihăiescu este de părere că mașinile electrice sunt mai sigure decât cele clasice. Mașinile electrice, vă spuneam că sunt mult mai sigure decât mașinile cu combustie internă. Și aici sunt, să spunem, mai multe motive, dar mă voi apleca asupra 3 dintre aceste motive. 1. Având centru de greutate foarte jos prin amplasarea bateriei în podea, mașinile electrice nu se răstoarnă. Au centru de greutate foarte jos, este un fel de hopa mitică, dacă vă amintiți de pe vremuri, da? Chiar dacă s-ar ridica pe o parte, mașina revine pe roți și nu se răstoarnă. Al doilea motiv, mașinile electrice nu au în partea din față un motor. Motoarele sunt amplasate direct pe punte, astfel că în zona din față avem un portbagaj. Acel portbagaj, în caz de impact frontal, absorbe șocul, da? Și pasagerii nu sunt afectați. La mașinile cu combustie internă, motorul este împins în cazul unui impact frontal către pasageri și au fost accidente în care pasagerii au avut de suferit din cauza acestui fapt. Un al treilea motiv ar fi sistemele de siguranță active. Aici ne referim, pe lângă airbag-uri și sistemele tradiționale de la toate mașinile, mașinile electrice sunt și foarte computerizate, astfel că această mașină, spre exemplu, are un sistem avansat de pilot automat, se cheamă full self-driving. Practic, mașina, prin intermediul camerelor, vede tot ce se întâmplă de jur împrejur, dacă sunt pietoni, dacă o altă mașină a oprit și intervine să evite acele pericole. La aceste sisteme ale mașinii, dacă venim și completăm cu sisteme adiacente specifice utilizării fiecărui posesor, avem aici, de exemplu, o bază pentru un scaun de copil, de bebeluș, pentru o scoică, da? Este un suport omologat,
care oferă prin sistemul Isofix al mașinii și acest scaun, oferă o așezare rapidă a scaunului copilului și o siguranță foarte mare. Printre dezavantajele mașinilor electrice trecute în revistă de alți specialiști din domeniul industriei auto, se numără costul de achiziție considerat ridicat, defecțiunile rare, dar scumpe, distribuirea neuniformă pe teritoriul României a stațiilor de încărcare și disponibilitatea încă redusă a modelelor.